venit la Focșani! A căzut moda. Oricum se jucăriți că ne-a dat alte costume, nene. Povestea este că a intrat o creangă sub mașină și acum nu putem să plecăm de aici. Nu, că puțin care, nu! Nu! N-ai văzut că oamenii sunt în regulă, nu sunt ăștia cu lumea. Da. Și omul lucrează acolo, e cunoscut. Am văzut. Da. Bine, domnule. Da. Unde avem? Unde avem? Unde avem? Exact, trebuie să atingi cățeul aici. Vă duc cățeul acolo. Bine, cu cățeul o atingi. Și aici? Păi cred că n-ai aici aprit, și acolo. Ia. Așa, bravo. Gata, n-ai față. Bă! Păi să stinge, mă, ce să-i fac? Cum să se stingă, mă? Păi aprinde de de. Bă, prost. Așa, lăsa așa. Dom'le, ne aflăm în principalii manechine, se află în sala de schimb. Oricum, se jucăriți că ne-a dat alte costume, nene. Ia. Ce zic, cum e să o bătăie de jos? Ce să... Bă, ești nebun? Îți iau pantalonul ăsta pe mine? Nu, nu, îl pun eu pe mine. Că nu eu. Deci la recepție am spus, cum am spus Ana, că sunt cu brazilianca mea. Da. Bursuc a zis că nu-i brazilianca, că e... Ce ești? Bă, nu stai de la nufărul. Băi, nu ne-am mototolit așa? Ce mototolit, mă? Tu ești chiar, mă? Așa se poartă ăștia, în Italia. Dă-mi vreo cămașă albă, domnule, un punct maiul meu negru. Băi, și bari ăștia de mine, ești nebun? Cu sucăr, ceva? Ia mă, să vedem, băcat dacă ne încapă astea, ce dracu suntem proști. Bă, dar ne-a luat alte modele, nu mă, cred că n-au fost gata ale noastre. Și mi-a zis că stai ca să dai, că eu am chilotul pe mine, dar nu se poate așa ceva, să moară familia așa, pentru jos de mâine. Că moară Vasilica. Ce-a făcut pe jos, bă, Ana, povestește. Cum mi-a zis, bă, Bursuc avea o poveste că era unul care avea 30 de copii. Noi am înțeles că avea copii care i-a făcut, dar i-a luat să se ducă la cerșit. Și Migdala, în loc să spună că a fost, bă, ăla a fost viral, a vrut să spună viril. O, ce izmenea de pe el, cu floricele. Filmează-l, dumne, că-l drăia cu... Să mă rog, fata, nu știu ce am putut jos de mâine. Nu, mă, nu, bă, ascultă-l pe vărul tău aici. N-au fost gata. Nici nu te încap. N-am văzut cum să mergem. Nu, mă, nu putem să mergem cu ele. Nu ne-a dat, băi. A căzut moda. Știi, nu? Să mă rânce cu tot. Lasă-l, mă, că o să nu am avut timp să fac oamenii. Deci am venit până la Focșani. Mergem acolo, mă, trebuie. O tăie de joc. N-a avut cum să le facă, mă. Și a ales unele care au crezut că nu se potrivesc. Dar nu îi se potrivesc. Ia, pune. Vezi ce spui acum? Îți dau cu care. Îți explic a 10-a oară. Oamenii ți-au dat ce au avut, că n-au avut timp. Dom'le, vorba lui Bursuc. Impresarul mi-a dat lăsat. Nu le-a avut pe alea, nu înțelegi? Și ți-a dat ceva ca să vii acum, dar n-avem cum. Decât dacă dă niște numere mai mari.
Să luăm la familia mea, să ne simt la mașină, să plecăm. E, mergem până acolo acum, că am venit până aici. Prezentăm fără costume? Da, prezentați în training, colecția de training-uri. Colecția de training-uri. Prezentăm pe Busuc, pe Vali Vigelie, pe Mexicanu. Aia a făcut și de-ați. Cel mai tare, bă, vorba lui Busuc, bă, prost impresar ți-ai luat. Dar eu mă iau după migdală. Du-te, dragă, iată că ești trâmpit. Te husă. De ce mă, eu m-am distrat? Deci, eu am auzit discuția. Ei nu le-au făcut, că nu au avut cum, și au încercat să, da, hai să stăm. Să caute niște costume care se potrivesc pe noi. Dar nu s-a potrivit. Ție ți-a venit chiar bine pantalonia. Pe mine mai încăpea puțin, dar... Asta ar fi culmea să merg eu singur acum, deghizat. Ce trecut încăpea, mă scăpea pe mine? Sacoul nici pe jumătate n-ai văzut. Merge așa cu sacoul în față. Ia. Mă duc la veciul. Du-te cu sacoul în față, migdală. Mica. Păi zice că dacă era bine la tine și era nasul la mine, da, apasă Ana acolo. Dar nu e bine nici la tine și nici la mine. A, deci nu e, dacă, nu era, dacă era bine la el, nu era păi de normal, acord. Păi normal, nu l-am făcut. Bă, cât am râs, bă. N-au auzit, Doamne, ce a fost la masă, nene, cine? Stânga, bă. Stânga, stânga, mă. Aici am. Bună ziua! 20 de ani! Bună ziua! Da, bă, bună! Bă. Auzi? Da! Bă, eu mi-am dat seama că nu e mare familia mea. Sănătate maximă! Domnul Damus! Să-i dă bale înapoi! Vreau să vă transmit că ați avut perfectă rezultate. Impresarul meu e de căcat complet. Ne-a dat niște costume care nu intrau... Nu intrau nici pe un picior amândouă! Nu, Galeța, n-ați venit la probe? Ba da! Deci, dacă le schimbăm, păi le modific în atelier. Nu, cred că... Nu, nu, cum nu, 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 frate, cred că o fi pentru alte camere. Nu sunt, mă! Și nu sunt materiale, dar nu intră, că ai îmbrăcat orice costum. Domnule, când se primește pachetul, nu prea să ține cont de măsuri. Dacă îl vedeai cu pantalonii deschici, și avea niște chiloți cu fluturașe. Bă, perfectă detalea, bă. Eu să mă iau ca prost, bă, să-mi iau impresar. Peste. Mare drag. Nică-mi eu. De la Hermes, de ce te iei de el? Hermes din colț. Ce-i mă cu el, măi, Sergii? Bă, dar mă, place gura urită aia, mă, să-mi iau peste impresar. Și cum iau pantalii, bă, ce... Dați-i și voi la aia de la 4-3. Vizu-mă acolo. Vreți, bă, domnule, și bătrânele? Dom'le, acum mergem spre casa de mod unde n-avem costume. Așa merge lui Migdal. Cel mai tare impresar, vorba lui Bursuc. Nimic n-a făcut. Da, eu o să ia așa și noi să putem să ieșim și noi aici. Super. Eu ți-am spus că se întâmplă. Vezi, 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 vezi. Am prins vreme frumoasă. Da. Mașini de Venezuela? Da. Să facă. O să vă băgați pe lații și noi să ne pierdem de ei.
Cabinetul. Cabinetul medical sau ce da, cabinetul medical, da. Adică ei fac totul, adică la comandă, nu fac serie. Mai ai ceva în afară de asta? Da. Nu vezi ce vreau. Mictalul ia manichinul! Dar cuvinte pentru dumneavoastră! Nu te-o prindu, sunt vă scor! Doar ținu regiul pentru dumneavoastră! Frumos, mă, și să vină! Ce-ați aici? Nu, stă-mi bine! Ia unde vreți! Hai, le rog, Sergei, ce faci? Sergei! Da! Ce faci tu? Ce spui? Ia, arată materialul care și-a zis ca stai să-l vezi pe ăla. A zis că l-a făcut, mă. Stai aici, cum ai trebuit asta? Băi, nu le-a zis că l-a făcut. Bă, dar ești de... Bă, stai, stai. Da, bă, 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 stai. Nu vreau, vreau la mitală de costum să vadă filmul. Îl mai pe ăla? Așa? Ăla care l-am ales eu? Nu mă pala vreau să fac. Dar la mâine și eu, dar la mâine și eu. Da, 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 la mâine și îl recunosc eu. Băi, Mita, vă vezi că la mașina nu știu să fie acolo. Aia fac de aici.
ia materialul, să vedem. Afară, dacă stăm unii, mă călcă. Nu, păi nu mai ducem materialul. Cum? Nu puțin să facem o poză. Fără probă. E frumos, e foarte frumos. E foarte frumos de loc. Ia uite-mă frumusețe. Ce bun? Mamă, ce mișto e. Ăsta e frumos, ăsta e mișto. Superb. Cine l-a luat un material să ți-l arată, dar cu parul. Povestea este că a intrat o creangă sub mașină și acum nu putem să plecăm de aici pentru că... De unde l-am în creangă asta? De unde ai venit cu asta? Să mur eu. De acolo am luat-o. Mi-a băgat o țigane. Aia, cum l-o s-a băgat o țigane? Stai să aruncă. Nu că puțin care, nu! Nu! Să râd de mine ce prost e. Da. Ușor, ușor, fain. Deci aici avem pilot și copilot. Și avem frumos aici, și băi, chiar frumos, da? Da, ia spune cu creanga, ce ai făcut? Creanga? Cine a băgat creanga? Băi, cred că a băgat o poliție. Comunitatea. Da. Băi, de ce vrei să mergem de capotar pe el? Mă, nu omoră să-l lăsăm acum aici, nebun? Da. Să-mi spui din timpul de fac. Da. În 190 de metri. Cum nu? Cu ce trebuie cum să mă boșoroc să merg cu ce trebuie? La a doua ieșire? O să intrăm într-un giratoriu, da. Și ies la câta? A doua. Dar tu mai poți să filmezi dacă... Ba da, acum le fac pe amândouă. Tabakari. Bă, manechine, ce ne-am făcut de căcabă să fim manechine fără costume? A, pe acolo, da? Da. Ce facem în situația asta? Dar vă că știe Migdals. Păi el aude ce spune, că le vorbește în gânză perfect. How are you, Migdal? Așa și vezi că o să facem prima stradă la stânga. Migdal, how are you? Turn left on street, Gheorghe Potap. Gheorghe Potap. Aici? Vezi, vezi, vezi. Aici, aici, da, da. Bam! Dom'le, suntem în acțiune. Băi, Chiorente! Băi, prostete! Chiorente! Chiorente! Mergi bine, mă! Urcă capul lui, zic, mă! Ăștia sunt agresivi. Doamne, iartă, și poți să citești. Venezuela! Păi, ăștia sunt Venezuela, dar merg așa tare. Turn left on Street Evangelui. Then turn right on Street Gheorghe Potap. Da, aici o să facem spre stânga. Deci încolo. Așa, da, pe aici. Cred că i-ai uitat. Aici, mă rog, noi ce pe acolo, pe unde e portocaliul. Face dreapta? Da. Cu dreapta, idiot. Acum dreapta. Turn right on Street Gheorghe Potap. Bă, dreapta, idiot. Prost ești, bă, Migdal, să mă rog. De unde știi? In 400 meters. Turn right on Street Gheorghe Potap. Da, înainte mergem. În 360 de metri facem dreapta. Simple. Cât ești din Venezuela. Bă, ce te duci la fraier, ce casă acolo, ce... Dar ți-a spus că a băgat, mi-a spus că a băgat 500.000 de euro. In 300 meters, turn right, then turn left. Nu te lăsa pe unde mi-a adus materialul, ă? Mi se vadă.
Oricum îl costă, n-ai văzut că ce-i pentru ăștia care aia, după ăștia îi plătește, nu? Bă, că și vali, bă. Bă, da, Iucescu, că, că e normal. Dar dacă știam, rămâneam cu ei, că era râs mare aici. Turn right on street Unirea Principabler. Then turn left on street Gheorghe Magaru. Dreapta. Dar tu, uite, au pe aia ușor, că am crezut că tu spui din engleză. Rex. Rex? Da, așa se zice. Cum se spune, mă, unde? Când mă, eu, în germană. Păi, dar nu se mai germană, ai la voștere engleză. Dar eu știu și engleză și germană și franceză. Ia, spune în engleză. În engleză. Deci vezi că e dreapta și după aia o să facem stânga. Spune, left, left. Right, right. Oh, boy, ce pui, bă, ce pui, nu vedeți unde ce faci? Unde este? Turn left on street Gheorghe Magaru. Pe Gheorghe Magaru, auzi? Știi când ți-a schimbat Magaru, mi-a chiar că nu merge Migdal pe Magaru, pe alea prost ești, bă. Pe Bulevardul Magaru? Aaa, să mergem la Ciordeala. Nu văd cât de primul nu mai pe aici, așa. Turn right on Plaza Victoriei. Ha? Cum? Mergem după Agățat? Mergem unde? După Agățat, sundule. Ce să agățăm, muște? Ca aici. Sunt și frumoși amândoi. Da, mai pune-i degetele acolo. Lasă-mă, Ana Madrid, știi că e prost. Și când sunt bine îmbrăcat, zici că sunt prost îmbrăcat? Dar mai rămânem pe aici, că nu-ți fac nimic. Cum? Treaba-te la șiniți. Era adormit. Cât de mă, fraiere? Îți dai seama, Ana, cât de mă de noi? Da.